România devine una dintre primele țări unde se localizează producția de tehnică și echipamente militare moderne. La uzina mecanică din București se vor construi 227 de vehicule blindate Pirania. Conform Digi24, România devine una dintre primele țări unde se localizează producția de tehnică și echipamente militare moderne, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciucă. Este cât se poate de evident faptul că prin acest demers putem să constatăm un grad ridicat de încredere pe care partenerii noștri strategici îl acordă țării noastre într-un context de securitate deosebit și care se concretizează în transfer de tehnologie, know-how în industria românească, în economia românească. Păi cam târziu trebuia făcute mai de mult, că noi am lăsat o țară la anii mei care nu am lăsat-o la cheie, cum se zice, cu toate. Și domnii care sunt acum au uitat să mai pregătească diferite aparaturi sau tehnologie. El a subliniat că în domeniul producției de transportoare blindate de la UMB s-au făcut progrese importante care au ajutat la modernizarea tehnicii de luptă a forțelor armate române. Am avut timp înainte de începerea acestei festivități să merg împreună cu conducerea uzinei mecanice București și reprezentanții GDELS să vedem ceea ce s-a realizat și modul în care s-a integrat producția de transportoare Pirahna în România. Ultima dată am fost aici în 2019. Pe linia de producție erau 2 sau 3 vehicule. Astăzi, linia este capacitate maximă și totodată de atunci până acum s-a reușit livrarea a primelor 68 de transportoare. 2 batalioane de infanterie din forțele terestre au acum tehnică modernă de luptă, a evidențiat Ciucă. Noi? Unde? Unde? La uzina de vagoane care numai în ceaia? Se făcea odată. Se făcea odată. Dacă, da, noi am avut industrie, unde? Noi mai avem vreo fabrică? Am avut și fabrică de elicoptere la Brașov, la Ghimbar, praf și pulbere. Am avut fabrică de avioane la Craiova, se făceau iareurile, avioane de luptă, avioane foarte bine cotate. Praf, desfințat tot. Fabrică de locomotive, praf, desfințat, cu moldina. Deci noi nu mai avem nimic, ăștia-s povești. Ce așteptăm de aici încolo? Sfârșitul, nu? Ne trebuie să. Noi măcar să le vândem dacă nu le cumpăr, nu le folosim noi. Aia ar fi cel mai bine, nu? Să facem și noi ca americanii, că ei aia fac. Produc armament, îl vând și fac bani. Premierul a transmis și un mesaj investitorilor din domeniu. Îi rugăm pe fiecare dintre cei cu care am stat de vorbă să înțeleagă că România are resursă umană, România are potențial și că România are voință pe care trebuie să o valorificăm și să o fructificăm în așa fel încât să putem să ne aliniem la tot ceea ce înseamnă nevoia de standarde, așa cum ni le-am asumat atunci când am devenit membri ai Alianței Nord-Atlantice și membri ai Uniunii Europene și, desigur, așa cum ne-am angajat în parteneriatele strategice pe care le-am semnat cu cei mai importanți parteneri ai noștri.